Ba da, asta se înțelege. Ba da, ai zis că rezolvi asta cu foamea. Că vedeam pe tine care băi, zici. Cu foamea era vorba de chestia generală și gândindu-mă la copiii din Africa cum usca pe oia. Dar nu se gândește nimeni la asta. Fără că... te simți prost. Are dreptate, când zici tu treaba asta nu se gândește nimeni. Aveți în pula mea o girafă odată în viață. Mărge-te, Cristos și mătică, mi-ai mâncat butoarele de un ou. Ia uite, mă, mi-a mâncat, mi-a rost tot butonul. Cum se numește podcastul? Nici nu știu. A fost o glumă. A fost... Dar ce podcast e ăsta? A fost o glumă. E podcastul clubului. Cât? 50. E pula. E și aniversar la fix. Raspberry de asta trebuie să-mi iau, să-mi papă. Îți place? Fucking shit. Mi-am luat cu coconut, că mi-e place coconutul, dar raspberry fucking shit. Cum menești noi odată într-o retragere amândoi? Așa pare, să-mi bat pula dacă nu. Deci nu-i vape? I'm vape. Atât de humor. All time. Să mergem noi în munte, această nouă căbănuță de aia, să vapăm unul într-altul. Da, să ne dăm una la alta. Ce mor, jur. Cu ce ai? Cu vitamina C? Cu ce vapezi? Eu cu coconut. Și mi-mi place coconutul, foarte tare. Da, mi-aduce aminte de prăjiturile bunică mea. Tot... de unică folosință asta? Da. Asta ne frate, că ești vulgar, ai încercat. Are 800 de fumuri în pula mea. 800 de fumuri are? Mm-hmm. Și ăla e de unică folosință? De la 800 de două pachete jumate de țigări și are 500 de fumuri cu vitamine. Deci cu iarbă, nu? Ba da. OCB. Băi, îți deșit. Deci cu iarbă. Foarte bune. Ai zis OCB? Da. E registrat acum? Ăla pula mea. Foițele. Eu am văzut un documentar ieri de asta. Ce face ochi așa? Ce bine, da. Mihai trage trei ori și face serios? Pentru ochimici. Așa face că joacă personajul. Nu, că nu știi cu asta. Cu actoria? Nu. Sunt foarte bune, bă. CBD-ul. Acum am trei țigări pe care le fac, țigări normale, vape și de alea coapte. Ce coapte? Coapte. Le coace la cuptor, le face și le bagă la cuptor. Dar de sărbători. Pe 180 de grade, trei ori. Se coace? De-alea. Tot bag. Doamne. Tot bag. Să bag. Deci până îmi găsesc drumul, tot bag. Te văd de trabuc și nu te mai făcă. N-am putut. Știu, n-am și putut. La dați-mi și mie un foc, vă rog. N-avem, că noi suntem cu vaping. Da, vreau să punem două de alea așa să... Ce episod e? 50! Bun, salută, bine ați venit la episodul 50 din AFG. Trebuia să fie altcineva în locul lui Bobo, dar na. A plecat prea devreme. Da, a plecat... Da, cortea? Nu, era mult mai... Ah, ok. Era un băiat pe care luam. Cine era? Aha, ok. Nu știu cine era. Nu contează. Era cine? Dacă nici nu știi cine era, e clar, dracu, omul era low. Și îmi dai și mie cum era, vă rog? Hai că o am pasă. Nu lăsați, bă, invitatul să ia scrumiera. La mine. Că vine omul ăsta la noi aici. Sper că acest podcast vă găsește ok. Nu vă speriați, au avut tratative în Rusia cu America. Au zis că e ok. S-au înțeles, le-a dat... Tu știi, ai văzut vreodată podcastul ăsta? Nu. Deci noi luăm subiecte la oameni, da. Ei ne dau. Și după aia vorbim despre ele. Ok. Spunem cât putem de... Și ai acolo pe alea două pagini. Și trebuie să răspunzi corect la fiecare. Okay. Și la final îți luăm punctele. Le corectăm. Să vedem cât ai. Ce câștig sau ceva? Da, câștigi 1000 de euro la fiecare întrebare. Să-ți faci până. Ok. Bun. Mi-a picat AFG50. Da, și eu am la fel. Dar eu n-am învățat din asta. Începem cu hate. Prima chestie de hate. Nu știu, vorbiți și voi între voi PLM, de la Indeed. Și mai una de la Berenberries. Da. Nu am nimic cu voi, vă admir, dar acest de emisiune îmi pare obosită la fel ca și Borg. Pare că dacă tu ești obosit. Nu, e clar că omul nu știe despre ce vorbește. Adică ăsta era clar, e rupt în cur. Deci dacă tu ești obosit după ce am văzut în show-ul din seara asta. Chiar nu, iau foarte ce repere are în viața asta. Am fost, bă, obosit, știi? N-am, adică... Adică eu am văzut pe altcineva care a stat pe scaun. Te face confuzie între ei. N-am. Are dreptate bucălaie. Între noi doi. Păi micuțul nu e la chel, mă? Micuțul e obosit. De-aia zice micuțul că e chel. Adici tu n-ai fost, bă, tu nu ești obosit, tu ești, n-ai chef. Un gras obosit. De ce? Mai e un gras obosit. Bă, băga mea. Sunt doi grași obosiți acum. Bă,
Acum o să ne confunde chiar de dracu. Da, 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 nu mai știe nimeni. Mai știe nimic, stai, da, când dau șapca jos, trebuie asta să-mi este, dau și păr-o, a treia întrebare este un topic la care m-am gândit. L-am vorbit și cu soția mea. Eu am ales ce fac. Sper că și voi. E așa, de la Valentin Dorneanu. Să zicem că vom fi invadați de ruși. Ce faceți? Continuați să faceți stand-up în rusă sau încercați să emigrați? PS, în ce țară ați emigrat? Uite, eu la asta m-am gândit. De unde te duci? Eu mă duc, am două opțiuni. Mă duc în Noua Zeelandă. Nu, am trei opțiuni. Mă duc în Noua Zeelandă, mă duc în Canada, că am cunoștințe acolo, am nașii, partea a doua de naș, știi? Tibi cu Alexandra. Îi cunosc, i-am cunoscut, da, da, la nuntă. Deci, până la urmă, tu niște rudele știi. Da, tu naș de cunoști. Eu nu știi pe maică ta, dar niște rude cunoști. Mă duc acolo că pot să stau pe banii lor. 4 luni jumate, mi-a zis. 4 luni jumate. Atât te țin. Da. Și 3, Grecia. Deci ce faci acolo? Ce să fac? Mă îngajez la un bar. Să la un supermarket. La supermarket e ok. Și ce ești la supermarket? Ce? Ce ești? Ce te faci? Ce viu, nu mor. Asta e important. Adică tot ce am ales eu până acum e faptul că nu mor. Adică mă duc în Canada, unde mai sunt legale și chestiile și așa. Mă angajez la un supermarket. Mă angajez la un supermarket, după aia trec la nivelul următor, mă angajez la un bar, mă fac barman. Eu vorbesc... să continui să fac stand-up în rus. Să mor tu. Ce eu să fac în lager. Dar trebuie să înveți rusa, îți ia mai puțin timp. Nu trebuie să înveți deloc rusă. Faci stand-up la fel cum faci acum, doar că folosești cârnătă, da, ca la impro. Asta e bulgară. Da. Ei, mă știi cât ori să fie cunoscător ca tine în sală. Da, cât o să mai fie... Da, o să știe ăla, stai bă că asta nu e rusă. O să zic că... E unul, dai afară. Străvoie că te... Te trebuie că-ți mai e nătărecă. Asta e, păi și zici aceleași glume doar că la final bagi asta. Problema este că tu ai stat în cămin cu Basarabeni și știi că la ei nu pușcă glumele noastre. Păi dar nu. Au asta cu mama, cu, știi? Nu mă, n-adaptez glumele, doar le spui rusă. Păi și dacă înțeleg. Bă, aprinde și voi asta. Nu știu, Valentin Dorneanu, dă-te dracu între care mai omorât. Eu să fac stand-up continuare în română. Da. Da, deci că să-mi va pula, deci când... Și noi trebuie să te împuște. Eu nu-s de acord cu această execuție. Dacă o să mă împuște în pula mea că fac eu stand-up în română. Da, ar putea rușii, ar putea să se afle între ei să zică, ai văzut că e unul care încă face în română? Unde? E ascuns într-o camulă. Tovarășe, da, tovarășe. Tovarășe, trebuie să mergem peste el. Se infiltrează, o să crezi tu că sunt români, dar ei nu sunt români. Dar cum ați depistat pe față de Bobonete, de care mai folosește niște cuvinte ruse? Rusă, pe care îl face rusă. Pe care îl plac enorm, l-a văzut și domn președinte. Da, da, bă. E, ăsta face în română, domnule. Deci se încăpățânează de să dea dracinie. Deci nu vrea, nu vrea să înțeleagă. Care ăla obosit. Tovarăși, câte degete mai are? Care dintre grașii e obosiție? De toate bucălaia, care dintre grașii e obosiție? Ăla care vorbește în română. Futul ăla în care... Da, mă, nu, o să fac în continuare în română și eu nu cred că mă împușcă. Te împușcă sigur. Nu mă împușcă, bă, nimeni. Nu o să vină, mă, niciun rus. Și după 5 ani podcastul ăsta, eu împușcat în pula mea, lipit de un zid, așa, au golit aia toate cartușele în pula mea în mine. Și de țigări, că îți dai seama că trebuie să fumezi mult să mă puși pe mine. Stăteau, fumau, trăgeau, fumau, eu văd, eu văd rușii venind tancuri multe și Borda, care e în fața tancurilor și tot îi întreabă pe toți rușii aia. Mama? 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 Și tata, mă, tata. Tata? Paca? 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 Niet, niet. Niet, niet. Sunt orfani și după ocupație. Asta e. La cum îți rușii, la cum îți rușii care au violat tu și ce... Da, nu știu, poate paca. Bă, ia. Blond cu ochii albaștri. Strigă în tank. Ivan! Ivan, e fiul tu. Paca! Așa, bă, e aici, e aici, e aici. Eu cred că e și un rus care te caută. Da, e și un rus care n-are copil. Și iese și uite așa, ne împăcăm. Uite așa, da. Ocupație, ocupație, dar reîntregirea familiei se întâmplă. Se poate. Dar nu, să vină pentru că n-au pe unde să intre. Am vrut inițial să plec în Cipru, dar am vorbit cu... Unde se intre, unde trec de grupi? No, pe la Raiș nu e ok. Pe la Negru Vodă, tu ai voie, ați mers pe la Negru Vodă? La Negru Vodă, asta, acolo ca la... Ca să evitați de la Vamă când vii pe Negru Vodă. Te intră prin Moldova, mă, cu tank, nici tankul nu treci. Nu, mă, la Fălticeni, acolo e puneau. Da. La intrare? Da. E pelită, mă, n-au pe unde să o ia. Da, mă, da, da, corect. Se blochează tankul. Cel mai prost consiliu de război. Bă, zic, mă, e belită. Da, sună aia, primele două tankuri. Bă, nu intrați, că ne-am rupt suspensiile. Dar mai e o chestie care s-ar putea să le dea greu. Voi știți că Napoleon
A fost foarte șmecher când a venit englezii, a făcut o chestie foarte genială, a schimbat semnele și a mutat pe francez să meargă pe partea stângă a drumului. Și a zis, bă, cât vine englezii, mergem invers. Englezii când au venit, i-au văzut pe ea pe banda lor, au zis, bă, bă, ce dracu se întâmplă, bă? Și le-a dat greu. Înapoi, și, înapoi. Da, nu, dar le-a dat greu. Așa și noi ar trebui, dacă schimbăm puțin, dar cer, nu trebuie să schimbăm nimic, adică... Da, tu crezi că o să dacă schimbe semne circulații? Da, da, semnul ăsta de circulații, o să-i bage... Pe ruși, ruși, da. Bă, băi, o să-i bage pe ruși. Dar voi știți ce drumuri au ăștia în Rusia? Noi suntem la noi e nivelare. Ai dreptate, da. Acolo e pai de pula. Păi atunci o să fie greu să citească semnele. Că nu asta știu. Da, spre București. Ce, eu ce pula mea înțeleg spre București? Nu știu. Au Google. Ah, Waze, Google Translate. Mă, da, da. A, vin cu Waze. Acum îți dai seama de invazie că vezi pe Instagram. Da, păi și toți cu tânculețe mici, cu soldatul de mașini că se, pune story. Ca la Black Hammer, în 3 minute, în 3 minute va ajunge rusul. Dacă te luăm toți cât mă vine tancul, vine invazia, cum vreți că a venit tancul. În 3 minute avem invazie. În 3 minute puteți să ieșiți. Dacă te luăm toți câte un premergător, nu o să ai impresia că suntem toți bătrâni și n-au ce să cucerească? Bă, eu sunt nou în consiliu. Da, ai fumat, blocat, ai a fost pe genul what? Premergător? Bravo, coconut. Dar ce la premergător? Ăla mă de bătrân. Cadrul ăla de bătrân. Cadru? Cadru de bătrân. Premergător? Da, și ce? Toți suntem așa. E înainte de a merge. Hai mă, gata, gata. Cum se numește? Postmergător? Nu, ăla e, dacă el e în spate, dacă ai cadru în spate, e post mergător. Oulă, următoarea e foarte... Eu mă fac securist. Cum adică? Mă fac securist. Turnător. Turnător, da, să vă dau un gând pe ăștia care face stand-up în română. Dar tu ești securist. E, drace, tu ai grizonat deja, te-ai grizonat deja. Ești grizonat un prea de vreme. De la griji. Ești tot de timpul cu ochii în patru. E clară treaba. Tu ești securist, Bucălaie. Și numele? Bucălaie. Bucălaie. Da. Bucălist. Asta nu-i numele tău. Ne-a spus agent Bucălaie. Da. Că grasul 2 obosit. Face stand-up în română. Bă, e foarte bun asta. Păi am citit-o, ce dracu. Nu e pentru noi. Cum? Păi noi am ales. Ce dracu. Georgi Mușat, un cămătave, asta e o parte a corpului. Ai dreptul să alegi la ce renunți. Da, noi am avut această întrebare de mult tare. Ah, corect, voi da, ați avut. Ne-a pus Victor Median și a zis. Ia uite-l, mă! Mărgi for life. Salut, când ne-a întrebat ăsta, care, ce tăiem? No, dar noi am avut trei opțiuni, adică am avut o parte a corpului tăiată, să plecăm din București sau să mergem la pușcărie. Da, și noi pe drum spre Cămin am ales de niște degete, da, dar întâi am sunat acasă. Nu, mai pus pe mine doar să-l sun, să întreb dacă avem opțiuni pe degete. Care era a treia opțiune? Și avem opțiuni pe degete? N-aveam, era de mână întreaga asta. Da, nu era de mână, era un deget. Un deget, trebuia să alegem, un deget. Îți spun sigur. Noi ne-am gândit la asta. Întrebarea omului nu are legătură. El a întrebat, răspunde și voi. Dar noi chiar am avut dilema asta. Păi și care deget era până la urmă? Nu conta, la alegere. De la stânga, nu știu ce ales. Tu ai ales pe ele, mi se pare că ăsta. Da, nu, ăsta de la dreapta, trebuia. Cu ăsta de la dreapta n-ai ce să faci. Înțelegi? Cu ăsta făcea așa. Ăsta e de soție. Eu să merg pe pulă, că și așa nu. Oh my god, da, chiar e obosit grasul tău. What the fuck, man? O să aleg să-mi taie pula, că eu și așa nu mai folosesc de când cu... Și dă și plângi în pula. Mă piși, mă piși. Cu ce te mai piși? Mă piși, pe asta zic că... Pe care o să se chinui. Să uite cineva? Foarte mulți oameni. Da, suntem live. 10.000 de oameni, vorbesc de 10.000 de oameni. Stau în continuare și se uită. Și la noi, la noi... Sper deosebire de tine să uită oameni vii. Mamă, bă, ești de ți-a plăcut? Cine este ăsta? Nu-mi iau ăsta. Este un băiat care n-a putut să vină. Este un băiat care n-a putut să vină. El a obosit doi, crezi? Eu mi-aș lua degetul mic de la piciorul stâng. Cel mai inutil. Bă, știu cu aia urechile. Că-s prea mari să-mi bag pula. N-ai zis asta despre pulă. Se înțelegea. Bă, tu de unde ești, mă, băiatul? Gata, o scuză, mă, iartă-mă, bine. Acum i-am dat să găsi invitat. Da, mă, urechi. Nu te mai gândi, ai zis degete, gata. Da, am zis degetul ăsta, cu ăsta n-ai ce să faci. E muie pe invers. Vapez acum mai. Da, scuze. Cum credeți că ar fi arătat o lume în care femeile ar fi avut
încă de la începuturile evoluției, același apetit sexual ca și bărbații. Era mai bine. Dar ce s-a demonstrat că nu au același apetit sexual? Sigur nu au același apetit. De stai cu nevasta în casă, da, într-o lună de zile, de tu îți vine ție să o fuți tu pe ea și de câte ori vine ei să te fută pe tine. Da, cred că e și o problemă la noi. Trebuie să te răspund la întrebarea asta nu sincer. Nu e problemă, nu, e problemă la toată lumea. Tot timpul noi avem chef, ele nu. Deci are, întrebarea e smecheră, e bine pusă. Cum ar fi arătat? Am fost puțin obosit și puțin recalcitrat așa pe genul. Lasă-mă că nu pot să stau la podcast. Sau am fi dispărut ca... M-a disperat aia ieri, să m-am rămas. Cum mă întorceam pe parte, cum fute-mă. Dar i-am zis, mă... Dar nu e fute-mă, e te fut. Asta e că se schimbă, știi? Lasă-mă, micuțule, că mă ustură toate alea. Exact. Cum vorbim noi de soțirea noastră, deci așa... Da, mă, nu am putut să o îmbărbătez ieri, că i s-au despărțit... La, sau cum e la ele când se... La noi se scoală... A, e despărțirea labiilor? Tu așa te gândești că la femei când au apetit... Se ridică clitorisul. Nu. Deschid de alea. Face clitorisul. Băi, dacă se întăresc, se întăresc și nu. De asta fac așa. Nu știu, căcat, am zis și eu, apar n-am la noi, face așa, le ei, salut. Nu mai. Dacă te îmbrățișează, practic. E... Da. Te-au să lungesc puțin. Se deschid ca porțile alea pe telecomandă. Da. Era o lume foarte mult mai tristă, să știți. Nu e foarte sexist, dude. Deci e teorie aberantă. Era o lume mult mai tristă. Asta e cum fost noi mulțumiți? Nu, da, ca să nu mai pune întrebarea asta. În primul rând, tu nu mai erai prădător în momentul ăla ca bărbat. Erau ele. Simțul umorului nu mai era atât de dezvoltat. De unde îți faci umor când te fute aia non-stop, da? De ce îți mai faci să râdă dacă oricum vrea să te fută? Copii? Cine îți mai fac? Păi nu, era groază, îți dai seama că era planeta acum de 300 de miliarde de miliarde. E și varianta elaltă, că de la ta fătut devine sperma foarte clară și nu-ți faci niciun copil. Te futeai a ta și ai patru copii. Când vezi copii pe stradă zici da, oh, zici că ai auzit-o clar. De la o babă din Craiova. Să-mi bat pula de la periferie. Care a zis, mama, dar tu ai sperma clară e, pe și bune, care acum, citește sperma, nu pot că e prea clară. Ți-am făcut cu rozmarin, un pic de rozmarin, ulei de măsline. Așa și bagi asta să se întărească. Să se închege. Grasul vositul 1. Da, doi, eu-s doi. Doi sunt eu că ești invitatul, ești tu 1. Că tu ești grasul vositul 1. Dacă... Dar n-ai observat că la al doilea sau al treilea număr, când se întâmpla, n-ai văzut că e mai clară? Că se întâmplă. Oh, scuze. Dar tu cum o vezi? Dar se vede pe ea. Dar asta pe... e de cum? De... Numai același calitate. Numai același calitate. E chiar ca apa, așa? Ok, bine. La a treia labă, n-ați observat că numai același... Nu e doar mai puțină cantitativ. Numai are ce trebuie. Așa, dacă el ar fi fost cu apetitul nostru și ai făcut sex de 4-5 ori pe zi, n-ai făcut copii, că nu, copiii trebuie să aibă calitate sperma ca să iasă. Faci, faci din prima. Păi dacă prima e pe geacă, da, în aceeași pată la tine. Nu aveai mă geacă pe vremea aia, tu nu vezi? Dar care, ce vreme e? Tu te ce vorbești de... Încă de la începutul evoluției. Acum chiar m-am uitat că am vrut să văd că scrie pe timpul lui Vlad Țepeș. Nu, dar zice de la începutul evoluției. Eu cred că la începutul evoluției a fost o problemă vis-a-vis de asta. E doar o teorie, care nu e a mea, lui Romica Romașcu. A fost o problemă. Noi știi că am mers foarte mult în patru labe. Știți asta, nu? Da. Că rasa umană a mers în patru labe. În momentul în care s-a ridicat în picioare femeia, când mergi în patru labe, pizda e în fața ta. E tot timpul în fața ta. În momentul în care s-a ridicat femeia, hopa, bărbatul a zis, bă, dă-o de acolo. E o teorie, știi că am vorbit foarte mult la vama despre treaba asta. Ce legătură are că... De la evoluție, mă. Da, mă, înțeleg, dar ea dacă e în patru labe. Așa. Când mergi în patru labe, tu dacă mergi în spatele ei, tu ai în față. Așa, și când s-a ridicat, ce hopa? O vezi. Când s-a ridicat femeia, tu nu mai ai în față ce trebuie. O vezi. Când stăteam în patru labe, tu nu vezi aici, și? Era cu spate. A fost o problemă, am început să căutăm. A fost o problemă, bineînțeles. Ok. Că asta nu înțelegeam, am crezut că vai ce revelație că s-a ridicat. S-a schimbat atitudinea bărbatului, a început să caute, să fie mai greu. Nu mai fost la îndemână, știi? Da. Bine, nasol e pentru femeia care era în spatele tău cu... Coaile la târnășcoa. Îți dai seama că pentru ea săraca... De asta s-a ridicat, cred că prima femeie care a zis nu mai suport să-i văd coaile la obos și la păros. Eu nu zic că... Eu cred că toți avem coaielele sale după o anumită vârstă. Dar ce am văzut... Nu, ăsta am nu, la el sunt drept. E, dragi. Stau... El joia face băie la sală. Deci am văzut la sală... Acum două zile am văzut un nene la sală. Bă, nu mă uit niciodată că...
Și eu mă dezbrac, mă schimb, nu mă uit. Bă, dar nu știu cum dracu am întors și omul era plecat. Bă, efectiv, am făcut asta. Bă, era cu spatele. Era că mai ai o sacoșă. Ala, stai mă, care a fost în țara asta? Zici că, a, tu ai zis că avea copil în borsetă. Bă, deci mai era un om cu el. Bă, era ceva, omul arăta foarte bine pe corp, așa, pe musculatură, pe nu știu ce. Și știu că trage foarte... E un ciudățel acolo la sală, acolo. Pentru că miroase foarte tare, transpirație, dar adică îmi pute zona la vestiar acolo la el, pentru că transpiră foarte abundent când face efort. Și știu, erau lăsate? Bă, nu încă erau lăsate, era o chestie în care trebuia să iei liftul ca să ajungi sus la pulă. Adică era... La mine sunt buci de furnică. Adică tu n-ai coaiele lăsate? De ce? De nimeni. Era mișto. De nimeni. Nu ți le-a lăsat niciodată. N-a fost cineva care să tragă de ele. Nu o să vi le arăt. La următoarea orgie care se întâmplă aici, apropo, în fiecare joi. Cred că în seara asta. Eu cred că următorul episod de la Tour Vlog, după ce și-a arătat Nicolae, acum asta ar urma. Bă, apropo, what the fuck? Bă, întrebă pe... L-am întrebat pe corte, nici el nu știe exact care trebuie. Vai, cât am rușit, n-am crezut. Nu știe exact de ce i-a băgat pula lui Nicolae. Nu știe exact de ce și-a arătat pula Nicolae în vlog. Că era amuzant, dar era o chestie personală în pula. Nu faci... Păi da, nu... Ah, ok. Dar doar nu era live în pula mea vlogul și a zis... A, și dacă tot... M-am gândit că s-au vorbit și... Da. Asta era subiectul, pula lui Nicolae, da. Bun. De la George Moșat, tur vlog în jurul ei. Deci tu? Îl găsești pe Dumnezeu beat în spatele casei tale. Săracu. Trebuie să-l înlocuiești preț de o zi, fiindcă are mahmureală. Care e primul lucru pe care l-ai face în calitate de atot știutor? Păi e și beat și mahmur? A, că e Dumnezeu, corect. Da. E toate, peste tot și e tot în același timp, da. Eu, în primul rând, până să fac asta, eu aș bea un pic cu el. Cu Dumnezeu. Dai ceva să-și revină. Da. Mangurarea e foarte bine să-i dai ceva. Dai, dai un tonotil de ăla. Nu, tonotilul e foarte bun. Dai o berică. Dai o pălincă, o berică. Băi, ia asta. El o să zică, el e bătân. Nu, tata, că am băut rău asta. Nu-i zici băi, zici Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu. Și el o să zic, nu, tata, lasă-mă, că am băut mult de tot. Tu insisti. Da. Ia, ascultă-mă pe mine. La tine e prima oară. Vreda Matale, ai coaiele lăsate. De la facerea lumii. Aici a luptat mult acolo să facă. De la ziua 7. Bun. Care e primul lucru pe care l-ai face în calitate de el, adică tu ești în locul lui. Asta se presupune. În primul rând, el zice asta, bă, mi-e rău. Ia tu toate puterile, micuțule, du-te tu acolo și fă alea, apasă alea. Îți dai seama că fac ceva pentru mine, în primul rând. Adică să am eu după ce plec de acolo. La asta te concentrezi? E primul lucru pe care îl fac. Cât până când crește. Dragi. Nu e ceva, adică clar o să fac ceva în interes personal. La modul că el dă o pietricică de aia cu lege care ajunge pe muntele Arat, pe care scrie nu se mai tunde niciun om din lumea asta decât pe ciobănașul. Exact. Da? Adică o chestie pe care el o face, în momentul ăla, sunt autocare care vin din Cipru, cu păr de la, cu barbă, cu până... O, da bă, că suntem de 7 săptămâni aici! Se tunde. Nu facem față, și micuțul a știri. Nu facem față. Nu facem față. Dar el e vinovat. Nu știu de la ce. Dar atunci am pus să cumpăr tot ciobănașului și să fac barbăruri, cum a zis unul, băga mea. Dar nu-ți ajunge. M-a luat unul cu Uber și acum e sigla mare în fața acolo, știi? Și s-a uitat ăla la sigla și conducea și a zis, dar ăsta e un complex de frizerii unde v-am luat? Complex de frizerii. Deci m-am temut pentru viața mea în secunda 2. Am zis, băi, de clar, șau, e nebun. Dar e bine. Dar a văzut viitorul, pentru că da, subsoară la el. La ce frizerie stați aici? La B5. Da, exact. Am luat una parte cu două camere deasupra la barbershop. Nu e, mă, hai să vorbim serios. Rezolvi world hunger. Nu. Elimin cancerul și toate bolile. Nu, dar de mulțime prea tare. Nu, că asta ai făcut-o el. Nu trebuie să profiți de faptul că e mahmur. Atenție.
Omul e magmur. Nu te băga tu să faci chestii adică pe care nu le-a făcut până acum. Să nu se întoarcă să fie la modul ce a făcut ăsta aici. Nu, man, dar nu strica ceva. De ce vrei să strici? Păi ce stric, mă, că elimini foamea, cancer. Păi dar lui îi place să fie foame. O să fim toți grași după aia. E treaba lui ce face. Tu ai o zi, mă, bă, tu îl înlocuiești o zi. Ești nesimțit. Am înțeles. Gras obosit în prima, gras obosit în a doua. Dar mai lasă-ne și în pula noastră. Dar are dreptate. Te-ai luat pe foame acum. Eu nu țin cu el neapărat. Care coaile, n-are coaile lăsate adică ca noi, dar... Să nu mai fie foame. Da, mă. Nimănui. Nu pula mea foame nimănui. Că nu asta, ba da, nu asta, voiam asta se elim. Înțelege. Ba da, ai zis că rezolvi asta cu foamea. Că vedeam pe tine care băi, zici. Cu foamea era vorba de chestia generală și gândindu-mă la copiii din Africa cu musca pe oi. Dar nu se gândește nimeni la asta. Poți să vizitești tu Africa fără te simți prost. Are dreptate, când zici tu treaba asta nu se gândește nimeni. Aveți în pula mea o girafă odată în viață. Excelent asta, da? Nu mă mai simt eu prost de toate mâncarele la copiii din Africa. Excelent asta. Da. Eu aș controla gândaci. Pula mea. Eu prost. Că rezolv foamea. Eu aș controla gândacii ca să pot să devin un mogul imobiliar. Adică dacă vreau să cumpăr un apartament, îți trimit gândaci cu aia non-stop. Și pula mea trebuie să mi-l vinzi. Da, încă o dată spun, noi trebuie să facem un retreat amândoi. Neapărat. Nu, eu nu-s de part de asta cu gândacii. Eu aș fi ascuns telecomenzile de la televizor la toată lumea. Aș fi făcut o glumă. Bun, bun. Da, mă, bravo, de ce? Da, bravo, da. Le-aș fi pus între la canapea, dar știi unde? Aici unde cade de ajunge jos la arcul de trebuie să te bagi sub canapea. Păi da, mă, dar asta înseamnă că o găsești. O găsești, ascunzi, o găsești. Micuțule. Și ce poți faci? Dacă să le ascunzi în Africa la copii. Nu le găsești nici pula, că nimeni nu vrea să meargă acolo, că e deprimant acolo. Dă-o pula de telecom, schimb televizor. Da, piși pe ăla aia. Dar ce mă, pun aplicație pe telefon. Dar găsești copilul sub gând aia. O să fie poza. Bă, telecomandă, trebuie să bați copilul african. Marge-te, Hristos și mătică, mi-ai mâncat butoanele de on-off. Ia uite, mă, mi-a rost tot butonul. Futu-s copilul, mătii de african. E politică corect, e vreun flec de politică. Trebuie să avem și un avocat permanent aici. Da, e clar, nu, o să fim dați judecată de 6 ori. Oricum, nu cred că se poate da nimic din podcastul ăsta. Ba da. Ah, ok. Ba da. Ce facem cu ăla? Aș lua claxoanele de la oameni. Toate claxoanele de la mașini. Mă omori. Păi să ne omorâm pe toți, da. Păi asta înseamnă că ies din mașină și bazi, Doamne ferește, iar Victoriei să 2 să claxoneze oamenii din Victoriei voce. Victoriei se întoarce. O să trebuiască să umpli chestii, să le spargi. Nu, să ieși pe geară, faci ești nebun. Și aș da apetit sexual femeilor. Ca să ne limitat problemele dinainte. Femeilor din Africa. Bă, sunt două de la George Mutat. Eu zic că ca să facă și mai mulți copii. Bordea sunt una, două, trei de la George. Trei de la George Mușat, da. Am zis George. Două. Trecem la Enoch. Ia zi, picuțule, de la Enoch, ultima de eu pe... Eu am citit acum, mai citit și voi, dracu. Cum ceva. Credeți că... A citit? Da, da, hai că o citesc. Ia-ți. Cum credeți că ar arăta lumea dacă alcoolul și drogurile nu ar fi existat? Pur și simplu să fie toți oamenii sober tot timpul. Păi nu oribil, făceam podcastul ăsta. Este o întrebare bună. Oribil. Oribil. Ce-ar face Bordea să atenți drăgmeață cu... Eu m-am întristat doar așa, că m-am gândit. Asta cu fără alcool și fără droguri. Ce mai făceam în viața asta? Eram toți sănătoși. Ce căcat. Dar nici măcar nu eram toți sănătoși, că asta e boala, nu mi-e doar de gând. Băi, ideea că eu cunosc oameni care nu au consumat niciodată nici droguri, nici alcool. Cine? Și care sunt foarte fericiți. Sunt sportivi de performanță, mai pare între ei. Dar sunt fericiți. Nu neapărat sportivi care au atins în viața lor, cum spun eu, apogeul carierei și au avut medalii sau ce, dar sportivi. Și care sunt fericiți, adică cu zâmbetul pe buze, le place viața în care trebuie să... Dar tot timpul mi se pare așa, știi, ca și cum întâlnești dinozauri. Adică de câte ori mă întâlnesc cu ei, stau așa, puțin concentrat, așa, pe genul... Da. Mă uit, ce fac? The știi knowledge. Că, deci zici... Zărari. Dracu și-a reușit, a ridicat alea... Ha, deci fără să bea, fără să drogheze... Iau al viciu, se numește sportul.
Plus că n-au făcut chestia asta conștient, n-au ales să nu bea că își doresc ei. Pur și simplu au fost obligați să nu bea ca să poată să... Nu neapărat, că sunt unii care au repugnă la tot ce înseamnă droguri, alcool, tot ce înseamnă vicii de fapt, țigări. Da mă, sunt unii care nu suport asta, sunt pe genul... Da, au repugnă? Da. Da, 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 da. Există expresia asta, da, a avea repugnă? Da, 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 ai repugnă la ce... Atitudinea ta îmi repugnă. Păi asta e altceva. Dar pe de altă parte, foarte nu știu dacă e bine, explicație. Apropo de ultimul episod de la Afterlife, că l-ați văzut, al lui Ghi Cervez, când zice cum natăsu, bă frate, nu beau, nu fumez, nu, nu știu ce. Și am făcut infarct pe terenul de tenis că mă băteai. Bă, nu ți se pare foarte și trist întrebarea Afterlife, asta, da. Serialul? A, nu e nimic amuzant acolo. Bă, nimic. Deci nu, este... nu e nimic amuzant, dar bă, nimic este... E ceva fain acolo, nu știu este ce. Fain, e ceva fain acolo, dar e și chestia deloc, asta de soție, de familie, de nu știu ce. Nu neapărat că de fapt, bă, ideea în felul următor. Am avut o perioadă în care am adormit non-stop, cred că vreo 2 ani de zile am adormit cu sufletul pe buze, uitându-mă la Comedians in Cars Getting Coffee, știi? Aia da. E, și ăsta, și serialul, da mă, stai puțin, bă, și serialul Ricky Gervais te face să dormi liniștit într-un fel, chiar dacă e trist. Are ceva. Are ceva, da, e o... Serios, e... Să știi că... Bă, dacă voi nu mai aveți gânduri din astea să de suicid. Da, te face să prețuiești viața. Bă, e scris într-un fel. E scris în... Ieri seara am văzut ultimul episod din a treia serie și finalul, când asta bătrână îi spune... Nu mai zi în pula mea spoilere, ești nebun. Pula mea spoilere. Ce ai mă, ești nebun, e miniserie. Când ai bătrână îi spune lui ăsta... Nu mă, dar e o chestie pe care o auzi. Și asta zice, bă, fii fericit. Trăiește fiecare clip așa cum e ea. Păi așa e, dar tu i-a zis de fiecare dată, în fiecare sezon, să-mi bat pula nu, în el de Afterlife. Nu, dar acum înțelege. E fain, e foarte fain. Acum ai treaz. Wow! Da, acum ai treaz. Wow! Da, pentru că ea a spus când dormea. Bă, e fain. Acum, câte... Gata, hai! Așa, care era întrebarea? Okay. Ah, nu e nicio întrebare, stai așa. Nu, nu, mamă, dar ce urmează, ce dracu e aici. Ați cucerit, ați cucerit o planetă din univers pe care pot locui oamenii. Care este prima lege pe care o dați și cum vă numiți planeta? În primul rând să nu ne bășim de față unii cu alții când suntem treji. De ce? Că asta e o tradiție japoneză și foarte faină. Tu ai observat că psihologic vorbind, creierul tău în momentul în care el a spus de să nu ne bășim, tu ai inspirat în momentul ăla? Bă, da, bă, da, ai testat. Ai avut un pic de... doar vorbă. Da, sorry, ți-am zis vreo dată de... v-am povestit de Silent Bășina lui Cătălin? Nu. Da, deci el nu... A mea? Da. Acum ani de zile, când m-am întâlnit prima oară cu bășina lui Cătălin, eram în mașină și mergeam spune, spre un oraș. Se poate pune o muzică acum, pe fundal? Da, da, cum să nu. Okay. Și m-am uitat la el, el era foarte concentrat pe telefon, se juca, sau așa. Și după aia a venit un miros, băi, îngrozitor, îngrozitor, de cadavru, încăcat, de cadavru încăcat. Și m-am uitat la el și nu avea absolut nimic schimbat. Știi că în momentul în care mai tragi un pârț, îți modifici corpul un pic. Da. Nu. El, exact cum era... Să nu joci poker cu mine. Dar tu îmi spui mie asta? Că mă băs. Eu am trăit cu bășina lui de mic copil. Bă, stai, de când, bă, căcat, era planeta în pula mea, v-ați găsit... Eu am dormit cu bășina lui Bordea în brațe. What the fuck? Nu m-am băr, mă bășesc atât de mult. Deși de o perioadă am încercat cale acum, sunt pe cale. Cale îți dă niște chestii. Ești woke? Nu știu ce ai zis. Așa. Eu îi spun așa, bășina asta cu amortizor e, cum îi zic, la Costi o numesc bășina ochi, înrulotă la filmări. Avem două patru, unul lângă altul, așa, în canapea. Și în pauză ne scufundăm. Când la Costi o dă, nu se aude. La mine, fiind corpul mare, că știu, ești gras, obosit ca și mine, la noi răsuflă mai tare puțin. Corpul mare și vorbul mai mare. Stai, mă, că e aia ta cu pepeli, mă! Nu e aia. Aia cu pepeli, aia ta, mă! Bă, cât te-am... Bă, știi? Când s-a pleacă și... Este la mizilă, bă! Și pâră, că era cop! Ce acum l-a rămas să știu la pică sa! Tu erai, mă! Yes, mă! Ele, mă! Ele, mă! Ți-a zis? Ele, mă! Aia! A rupt! O, aia! 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 S-a așir tu asta așa de... Ce mie mi-și mi-a plăcut acum! Aia! 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 Aia!
Că viața aia când doi stau, ea pleacă cu amortizor și tu ești așa exact cum ai zis tu. Tu simți mirosul ăla de cadavru de până la mea și se fac ochii mari așa. Deci tu ești așa și zici, bă, ceva s-a întâmplat că ești trezit din somn. Și Costi face asta. Atât. Bă, un ochi. Excelent, bă, și n-au ochi. Bă, e genial asta. Care tu știi că ai dat-o? Ai dat-o, da. Și simți deja tensiunea în partea și faci asta. Foarte bă, bun. Un ochi. Că dacă deschizi pe amândoi, da, e clar că te învinovățești. Dacă da, ai unul, se pare că... Nu, e invers. Mi se pare că dacă e deschis pe amândoi, și dacă nu te uiți în direcția aia... Cum am ajuns aici? Da, mă, era vorba de... Ce-i dragă, ești pudic. Eram curios. Până acum când se deschideau labiile, exact, se întăresc, în regulă, dar băi, de pârțuri, serios. Nu înțelegeam cum am ajuns aici. Așa, zic, doar nu ce înțelegeam. Ce să zic, nu mai zic nimic. Nu vreau să mai zic nimic niciodată. Așa vă, ziceți prima lege și cum numiți planeta. Da? Ia uite, brusc, s-a schimbat toată. Ce să zicem, mă? Așa. Cum numiți planeta, prima lege. Ești ca un corporat, ești ca un șef de da, corporație care știe că e pe faliment, da, și așa. Spuneți-mi proiecte. Hai, da, hai. Dar el știe că exact. Spuneți-mă prima lege. Hai, mă, băieți. Hai, hai un pic să ne punem creierile astea mari la contribuție. Da, prima, obosite. Prima lege. A, așa? Planeta se numește Bordelinia. Ei, slobos. What the fuck? Pula mea, planeta mea. Eu am fost primul. Da, mă, dar ești prea luat tot așa. What the fuck? Eu am fost primul. Bordelinia? Bordelinia, da, coi. Să vă apura, deci sună atât de urt încât ăia când ar vrea să aterizeze. Așa. Merge, unde aterizeze astăzi? Bordelinia, no. Păi de ce, mă, că am auzit că stârfe. În Bordelinia. Și asta ar fi prima lege. Să... Nu există târfe, în sensul că fiecare poate să fută fără să fie catalogată într-un fel sau altul. Adică tu poți să ceri bani să te fuți, dar să nu fii târf. Nu există cuvântul târf. Bă, vezi că întrebările astea au legătură și cu psihicul. Da. Și cu psihologia, de fapt. Dacă stăm și ne gândim bine. Da. Stai două secunde, stați un pic. Iartă-mă, dragul meu. Ridicați obloanele. Dragul meu, te întreb acum. Oare spus așa? Nu. Păi asta spun. Mă, ce deja vă am avut să-mi bag pula. Eu am grijă. Oh. Pentru că pe planeta mea la un moment dat un băiat m-a angajat la Capatos și nu avea nicio problemă. Bă, nu mai va pații alea. Ia uite-l, bă, a luat altul. A scos altul. Stai cu vitamine. Ai cu vitamine. Dar nu mai vitamine. Gata, și îți dai seama că nu poți să mai fii deloc semi-periculos că îmi tragi din vitaminele alea? Dacă rămân fără baterie, da, fără exact. Baterie. Dar nu știu ce lege aș da. Legea ar fi... vii, rămâi. Mm-hmm. Super. Trece la următoarea. Nu, că nu e foarte interesant. Legea ar fi vii, rămâi cu aia. Atâta... Uite asta. Asta e o chestie la care s-ar putea să fie mișto. Vlad Ghineț. Eu doar Ghineț aveam numele de planetă. Zil. Să cheme Chelea Puli. Ce-a trezit? Da. Decă pe Bordelinia? Deci, cum te dracu de aici cu Bordelinia ta, ești tâmpit? N-aterizează nimeni pe Bordelinia. Păi și pe Chelea Puli cine aterizează? Cum dracu să aterizezi pe Chelea Puli? Toată lumea e pe Chelea Puli. Păi sunteți nebun la cap. Exact cum zicea Cortea. Dacă s-ar face COVID cu pizda țigăni, ce ar fi funny? Tu? Nu-i zici. Eu ziceam în pula mea. Tu ai zis? Doamne, coi. Dar mă confund. Asta nici nu știe. Nu mă, dar s-a îngrășat Cortea. Eu-s micuțul. Puteai să zici că am mai slăbit eu? Cortea ai slăbit tu. Cortea ai obosit 3 de la... Bă, închidem cu asta, că e faină. Numiți o mâncare românească care ar trebui interzisă din cauza raportului caloric și spuneți cum convingeți lumea să nu o mănânce. De la Vlad Ghineț. Pătură. Nu mai mâncați pături. Ce? Nu, serios, în Moldova există podcastul cu asta. N-ai și asta, mă, ce asta? Un strat de mămăligă, un strat de mămăligă, un strat de jumeri, un strat de mămăligă, un strat de ou, ochi, un strat de mămăligă, un strat de jumeri,
un strat de smântână, un strat de mămăligă și încă un strat de jumeri și încă un strat de mămăligă. Asta e tortul Moldovei. Ceva, mă bată tata, de servește pătură și totul pus la cuptor. N-are atât de multe straturi, poate are unul, două. Servește pătură, are foarte mult. Nu există așa ceva, niciodată. Mai repet o dată. Dar caută pătură mâncare Moldova. Sau pătură Ikea, aș vrea să mă învelesc. Caută și asta, că mă interesează și pe mine. Serios, pătură să răbești. Pătură, mâncare, dar tu ce ai descris e atâta. Da, dar e foarte mare, e foarte mare. Păi și cum coace aia, mă? O pui la cuptor după aia și pe o tai așa. În ce o pui, mă, la cuptor? Ai găsit, mă? Da, găsesc cu foarte multe modele. Vitapur, nu. Serios, și aia e foarte, da, bă, foarte, foarte, arată foarte horror gras. Mâncați așa. Da, da, uite, uite, prima poză, există, uite, prima poză. Arată horror. Arată, e ceva ai de, horror, nu știu, puteți, cred că să integrați în podcast să vadă oameni de ce, uite cum arată, du-te dreacu, da, de aici. Da, asta, dacă pui mirele și mireasa deasupra. Da. Deci asta e plină de jumeri, cașcaval sau brânză, ce pula mea ai, strat peste strat, peste strat, peste strat, în găoază. Asta e interzis, nu? Ce? Asta e interzis, tu poți. Da, 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 clar, da, 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 este îngrozitoare, îngrozitoare. Mm. Și hamburgerul înalt. Dar nu din cauza calorică, din cauza că... Și că n-arată bine estetic. N-arată. Da. Păi de-aia o mâncare da, e românească, de fapt. La hamburgerul 1. Hamburgerul 1, aș interzice așa de ampule. Eu n-aș interzice nicio mâncare românească. De asta ești tu gras, opositor. Da, se poate. Se poate să fiu de asta gras. De asta ești tu gras. Da, jur. Aș renunța la alte mâncăruri, dar nu la mâncare românească. Nu cred că am vreun preparat românesc n-ai care cum, să-mi displac. N-ai cum, n-ai cum. Îți place, stai așa, că ți-o zic. Nu, nu, care să nu-mi placă. Care să nu-ți placă, da. Nu există. Ăla, leberul ăla sau de Crăciun, cum zice, leber. Îmi plac răciturile, îmi plac. Caltaboșul ăla, mațul ăla nefăcut de miroase. Îmi place, da. Porc. Păi mănânc o dată pe an atunci când mănânc și beau și mănânc și... Nu, n-are... N-am nicio mâncare românească pe care aș putea să zic, bă, n-aș vrea să o mai mănânc niciodată. Perișoare. Îmi plac ai, foarte mult. Ce-au perișoarele, mă, nebunule? Bă, orice mâncare... Dar atenție, că oricum, cred că n-am zis nicio mâncare românească până acum. Caltaboș și perișoare nu cred că sunt de la noi. Dar nu contează. Din ceea ce cu ce am crescut până acum, n-aș interzice nimic. Nici măcar pătura mațele asta. De oaie la tigaie. Cred că la un moment dat la o băută. Aș vrea o felie de aia tort. Vrei să o facem la tine acasă o dată pe terasă? Jur să mor eu dacă nu. Eu știu să fac exact, jur. Da, cu aia, cum dacă să nu? Dacă tu ai un ceaun de jumeri de aia, și niște ouă și niște mămăligă, îți fac așa și pe aia pune la cuptor. Da, mă, eu aș mânca o felie de aia tort. La un moment dat. La o băută. La... Bă, dacă e frig afară, uite cum e acum. Dacă stau undeva la frig, jur, cu dar niște murături. E genial de gustos. Da, brânză, trebuie să bași și brânză. Și brânză, brânză da, și se murături, mă. Brânza intră în mămăligă și totul se împreunează, acolo e fantastic. Zirea, dar cum să... Da, dacă stai să te gândești acum să interzici o mâncare românească, te gândești acum. Ia care sunt primele trei mâncări românești care îți vin în cap? Trei, rapid, acum. Sarmale, salată, bravo, sarmale la toți și piftie. Salată, băuf și piftie. Nu e nimic românesc. Păi cum să interziști? Dar cum să interziști asta? Nu e nimic românesc, dar asta ale noastre, că ai crescut cu ele. Da. Tochitură? Cum sunt zici cu tochitură? Plăcinta aici, de dovleac. Fuck this shit. What? Place, de ce, man? E foarte place, bună nu, dacă și e făcută pasca. Bine. Pasca. Ce-ai mă cu pasca, mă? Vezi că pasca, vezi că intri acum. Aici intri să vorbim de Domnul nostru Iisus Hristos? Păi da, voi aveați pasca cu brânză multă? Da. Eu aveam un aluat de pâine cu un căcat de brânză acolo pus și cea pasca. Păi, nu așa se face. Atunci te zice pasca aia. Bad reminder. Bad reminder? Hai să mergem să ne culcăm. Vă mulțumim frumos, ăsta a fost episodul... Încerc scuze, da, 50, dar e setat pe ora asta și... Ok, recere scuze dacă am fost incoerent sau mai știu ce, sau scabroși, sau dacă așa. Ce-am fost? Nimic din acest podcast... Am fi răspuns și la alelalte care erau foarte și dar nu mai e timp. Plănuit, adică tot e o întâmplare, de, așa da. Mirela, să-mi aduci și mie mașina aici în față, te rog. Vă mulțumim frumos! și pace. Ai timp să ne tragem noi până la Bușteni două zile. Da, chiar mă, duceți-vă, da? Să vă apăm? Mirela, să-i duci pe băieți la Bușteni, te rog. Hai să bem. Și după aia trebuie să mă iei pe mine. După aia vii să mă iei și pe mine, te rog, frumos. Bine că nu închide, bă, asta îmi place la ea. Tot timpul așteaptă tot timpul să vadă finalul. Nu închide aia, niciodată. Ai un cru de final. Dă un subscribe acolo. Da, dragă, un subscribe acolo. Da, e bun subscribe. Hai, dă un subscribe. Camelia, dă-i, dragă, un subscribe.